În această a doua zi de tabără cu invitați, a treia zi de fapt, dar de-abia a doua zi în care avem un invitat, adică al doilea invitat al nostru, domnul Valer Irinca, de la Simeria, de lângă Simeria sau chiar din Simeria? Lângă Simeria. Dânsul face parte din o asociație asemănătoare cu a noastră, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, o asociație de creștini, o asociație de oameni autentici care s-au străduit, începând cu Părintele Iosif Trifa, la îndemnul Mitropolitului Nicolae Bălan, să redeștepte sufletele și viața spirituală a satelor românești și să oprească flagelul înfricoșător al alcoolismului, al delăsării, al nepăsării, mai ales la țară, dar nu numai. Și acest fenomen declanșat de Părintele Iosif Trifa a început în perioada interbelică și s-a răspândit nu numai în Ardeal, s-a răspândit și în sudul Moldovei și în general în toată țara. Dar odată cu venirea comunismului, în principal ei care erau mai vii în credință, de obicei partea cea mai deosebită dintre credincioșii unui sat făceau parte din oastea Domnului. Cei care vreau să facă mai mult, cei care vreau să se osenească mai mult pentru Dumnezeu. Și tot ei au fost și primii care au fost vizați de securitate și de puterea comunistă, imediat după instaurarea comunismului. Mai ales că ei erau, practicau viu apostolatul și catehizarea. Și vorbeau și nu se limitau la a avea o credință de debara sau o credință personală fără manifestări exterioare. Și aveau o credință autentică pe care încercau să o exprime și să-i facă și pe alții să se apropie de credință prin credința lor, să se aprindă și alții de la lumina credinței lor, lumină din lumină. Dintre acești oameni a făcut parte și domnul Valer Irinca și pentru aceasta a fost închis 5 ani de zile în închisori. De fapt, putem spune cu tot, fără nicio frică de a greși, că a pătimit în închisorile comuniste pentru mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că l-a mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că e un moment rar să întâlnești asemenea oameni. El este unul dintre mărturisitorii credinței. Astăzi avem această bucurie să-l cunoaștem. Așa că o să încep cu întrebările, domnul Irinca. În primul rând să ne spuneți câteva cuvinte despre oastea Domnului ca să înțelegem mai bine fenomenul acesta al oastei Domnului. Și cum ați ajuns dumneavoastră să intrați în oastea Domnului? Da, mulțumesc în primul rând Domnului care mi-a ajutat să ajung până aici și chiar până aici în aceste locuri binecuvântate cu astfel de frumuseți naturale ale naturii pe care o stăpânește Dumnezeu. Mă numesc Irinca Valeriu, după cum spunea Părintele. M-am născut în 1926. Pe soare 91 de ani. Luna ianuarie 26. Și dintr-o familie de țărani, muncitori, n-am fost înstăriți. Părinții mei, tatăl a fost muncitor și a murit în 1938, în același an cu Părintele Iosif. Și născut în același an cu Părintele Iosif, în 1988. Mama a fost născută în 1895 și i-a murit în 1965. Am făcut cursurile primare, asta nu contează prea mult. Unde v-ați născut? Unde ați copilărit? În satul Cărpeniș, la 5 km de Simeria. Și acolo am făcut școala primară, pe urmă profesional la CFR-ul 4 ani. Pe urmă am continuat serviciul la CFR-ul până la vârsta de 21 de ani. Atunci am
luat cunoștință, cunoștință prin adunările care au fost în jur. Și unele lucruri vi le spun cu lucruri de amănunte, că au pentru mine personal și dacă cineva găsește ceva, se ia ca un sfat, ca un îndemn, ca o povață pentru viața, mai ales dumneavoastră care sunteți majoritatea tineri, că nu știm, n-am știut niciodată la începutul tinereții ce ne aduce viitorul. Însă, ca un moto, la începutul acestor mărturisiri, n-am fost predicator, am fost martori ai vieții trăite cu Domnul în mijlocul bisericii și un cuvânt scris de prorocul Ieremia în capitolul 29 și care spune așa: într-o situație grea prin care trecea poporul după 70 de ani de robie, Domnul îi spune: du-te și spune poporului, căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dacă mă căutați din toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Cred că gândul lui Dumnezeu nu este altul astăzi. Pentru, așa cum a fost pentru generațiile care au trecut și pentru cele care vor mai urma să fie cât va îngădui Domnul să mai fie. El ne vrea și a vrut să ne creeze, să ne aducă stări de pace, de bucurie, de mulțumire și mai presus de toate, nu numai mântuirea sufletelor noastre, căci acesta este scopul. Tot planul lui Dumnezeu pe care l-a alcătuit în sine însuși prin Domnul Iisus a fost acesta, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ăsta este planul, gândul lui Dumnezeu, că doar toate slujbele, toată biserica asta mărturisește și ți mărturisește. Fără această lucrare de mântuire pe care a săvârșit-o și a împlinit-o Domnul Iisus pe crucea Golgotei, pentru răscumpărarea noastră din întuneric, din păcat, din moarte, să ne aducă la viață. Și o parte din, vorbind aici unde am crescut, de la 21 de ani în anul acesta, împlinesc 70 de ani în oastea Domnului. Și au fost ani așa cum au fost. Și acum când constat la capăt de drum, și privesc în urmă, peste toate stările și peste toate luptele și încercările, a fost mâna și ocrotirea lui Dumnezeu care m-a trecut. Nu-i nimeni de săvârșit, toți suntem oameni și avem slăbiciuni și neputințe. Dar, spune Sfântul Apostol Pavel, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, ca unul care a fost ispitit, ca și noi, ca și noi, ca să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și atunci când noi îl căutăm din toată inima, căci Domnul nu vrea nici hainele noastre, nici bunurile noastre, El ne vrea inima. Dacă inima noastră este ascultătoare, supusă și primește cuvântul și solia și acest sol care ne spune, ne amintește, ne atenționează, va fi fericit de noi. Scumpii mei, Domnul ne cunoaște pe fiecare și viitorul nostru este în mâna Lui, dacă încredințăm viața în mâna Lui. Și la vârsta de 21 de ani am făcut legământ, așa cum se obișnuia și se obișnuiește și astăzi tot așa. Adică e o mișcare, un voluntariat, nu-i nimic silit, nu-i nimic forțat, ci totul la bună alegere. Căci
ce alegem, așa cum spune prorocul în altă parte. Iată, spun înainte astăzi, binele și răul, alege. Dacă alegi binele, de bine vei avea parte. Dacă alegi răul, de răul vei avea parte. Deci, ca și în tinerețe, alegem, ne gândim la viitor, ne gândim la o pregătire, la un serviciu, ne pregătim pentru căsătorie și așa mai departe. Ori în toate acestea, dacă noi alegem binele, ca Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră, viitorul nostru, în toate privințele, El ne dă ajutor și sprijin. Și vă tot spune ca un martor, eu sunt, nu mă laud, nu e în felul meu de a fi, dar experiența și adevărurile prin care am trecut, am mai spus, eu sunt o mărturie în privința aceasta, că am trecut prin moarte, nu prin viață. Și Dumnezeu a fost Cel care a trimis la vremea potrivită, dar ajutorul cel mai mare care l-am primit era credința pe care a sădit-o în inima mea. Credința care este, de fapt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, definiția credinței. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, continuă Sfântul Apostol Pavel în Evrei, căci ea este lucrurile care sunt, sunt făcute din lucrurile care nu se văd. Ori credința nu vedem, dar este, mergând mai departe câteva momente, despre darul, harul credinței. Sfântul Apostol Pavel, la începutul apostoliei lui, într-una din epistolele către din Noul Testament, către Romani, începe în felul următor. Eu, Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, chemat și pus deoparte să vestesc Evanghelia. Pentru că ea, Evanghelia, privește pe Fiul Său, născut din seminția lui David, în ceea ce privește trupul, iar în ceea ce privește Duhul Sfințenii, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea dintre cei morți. Și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Întâi a grecului și apoi a evreului, a iudeului. Și continuă cu un verset spunând că cinea în Evanghelie este ascunsă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Deci factorul principal în viața noastră, zice, avem simbolul credinței și avem toate slujbile sau toată învățătura bisericii este bazată pe credință. Și fără credință, spune Sfântul Pavel, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și de aceea, în pregătirea, cel puțin spun despre mine, pregătirea, eu n-am făcut nici teologie, n-am învățat nici din altă parte. Am citit Biblia și cărți din Sfinții Părinți și mai ales cărțile oaste pe care le-a scris Părintele Iosef, fratele Ioan Marini și cu fratele Dors, care este poetul oaste, în care sunt învățături de căpetenie, în toate privințele, pentru copii, pentru cei mari, pentru cei căsătoriți, pentru viața în societate, pentru viața noastră intimă pe care trebuie să o avem. Dar noi nu putem până când avem puterea de sus. Noi învățăm și știm să explicăm. Asta este una. Citim dintr-o carte și ne imaginăm ce vrea să spună. Dar care este cuvântul lui Dumnezeu, de care îl găsim în Evanghelie scris, pe care l-a lăsat ca să ne îndrume, să ne sfătuiască. Și în cele câteva cuvinte spun, de când am pornit din aceea zi, la noi erau adunări, prin biserică se făceau și nu numai, și prin casă și afară, în Poiene, unde vara mai ales.
Și când am fost la prima adunare, încă nu eram hotărât. În Simeria, care trece prin Simeria, prima dată intrați pe stradă care merge spre Deva și acolo este o biserică mare. Și acolo a fost o adunare mulți frați, mulți, vreo 3-500, până la 500 de frați. Și se obișnuia, și se obișnuiește și astăzi, la sfârșitul adunării, fratele care e mai responsabil sau e mai dotat cu, în cunoașterea cuvântului și trăirea cuvântului, îndeamnă cine vrea să se hotărască. De-aia am spus că mișcarea aceasta e voluntariat. Cine vrea? Cine vrea să pornească pe calea Domnului? Cine vrea să-și mântuiască sufletul printr-o trăire potrivit cu ceea ce este scris, în curăția cugetului și a inimii și a trăirii și a faptelor și a vorbelor și a gândurilor. Pentru că toată această făptură noastră este așa cum este. Și noi ne-o trăim cum ne-am învățat acasă sau cum învățăm de la alții. Și de aceea spun ceea ce m-a făcut, a fost cuvântul lui Dumnezeu, citirea Bibliei. Și la adunarea aceea, pentru mine, spun că a fost foarte semnificativ, că a pornit dorința. A mai durat o lună de zile până când am luat hotărârea decisivă. Se vindeau niște tablouri, niște versete scrise pe cartoane. Și am primit de la Sibiu, de la băiatul părintelui Iosif Trifa. El mai avea din cărțile părintelui și încă le mai distribuia prin adunări. Și cel care le dădea, numai unul mai am. Deci, dăm-l și pe ăla. La noapte, când am venit acasă cu el, am citit ce scria. Și pe el scria așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. N-am știut ce aleg. Dar Dumnezeu, care avea în vedere, mă avea și pe mine, păcătosul. Că în tinerețe vedeți câte nu se întâmplă. Și din peste o lună de zile am făcut legământ, m-am hotărât pentru Domnul și din acel moment am pornit pe calea Domnului. Ca copilul, la început nu știi, dar am început să merg în picioare, am frecventat adunările, oriunde a fost în țară, pe urmă, pentru că mergeam, fiind ceferist, aveam bilete gratuite și mergeam la adunări. Și așa am cunoscut tineret, mulți tineri care ne-am angajat și aveam adunări, aveam programe, de exemplu, săptămânal, oră de rugăciune împreună, în afară de slujbele și rugăciunile de la biserică. Asta era în celălalt timp, în afară de biserică. Pe urmă, citirea Bibliei împreună și pe urmă, seri de meditare și momente de cântări împreună. Ei, tot acestea, zi cu zi, an cu an, toate s-au adunat. Și s-a format o știre atât cât este astăzi în țară. Apoi, aveam un program. Frații mai bătrâni care se ocupa de noi ne-a spus zilnic, nu plecați de acasă la școală sau la serviciu, până când nu citești ceva din Biblie și să stați rugăciunea. Asta este pâinea voastră zilnică. Cu cât te hrănești, atâta viață ai, atâta putere, atâta lumină. Că închipuiți-vă, dumneavoastră, dacă n-ai mâncat nici azi, nici mâine, nici pui mâine, ce se alege? Intrăm în nutriții și ne molnăvim și se termină viața. Și de aceea, mergând și la tot ceea ce spunea prorocul Ieremia, dacă mă căutați din toată inima, mă las să fiu găsit de voi. Oare unde l-am putea găsi și astăzi? Decât în Sfintele Scripturi sau în tâlcuile, în cărțile celor care Dumnezeu i-a învrednicit să scrie, să ne ajute mai ușor să venim, să ne întoarcem, să trăim astfel potrivit voiei lui Dumnezeu.
Și în felul acesta ne-a spus al treilea lucru, cu primul om care te întâlnești, că trebuie să fiți martori, ne spunea fratele. Cu primul om care te întâlnești, să-i spui despre ce ai citit. Și așa am făcut. Într-una din dimineți, acolo la noi trebuie să trece Mureșul și nu era pot ca și astăzi, și am întâlnit, primul om care l-am întâlnit, i-am spus despre asta. Și el nu era, era mai bătrân ca mine, și el a început să râdă. În zefle mea, ce vrei tu cu Iisus ăsta tău? N-am nevoie de Iisus. Și mai mergeam până la serviciu, încă 2 km. Și am tot spus una și i-am propus, vrei să ne mai întâlnim? Zice, vrei, dacă tu vrei, eu vreau, dacă tu vrei. Și peste o lună de zile, nu chiar în fiecare dimineață, l-am invitat la adunare. Și a venit la adunare, odată de două ori, și pe unul s-a hotărât cel pentru Domnul. Și la prima, după ce s-a hotărât, la prima adunare, la 10 km de satul nostru, mergeam pe jos, a fost o adunare. Și când am întors de la adunare, în gara în Simeria, de la siguranța statului, atunci nu era securitate, ne-a oprit, zice, voi doi veniți cu mine. N-am știut că eram urmăriți, dar urmărit nu pentru mine, ci pentru el. El făcă școala de partid, era activist de partid și nu s-a mai prezentat. O ajuns la ăsta Domnul, l-a aflat pe Domnul în loc de să ajungă la partid. Și ne-a dus acolo și pe el l-a bătut. I-a dat câteva palme, l-a pornit sângele pe nas, mie mi-a dat un picior în fumul băcat cu capul într-un dulap și l-a spus, uitați-vă la mine. Nici acum nu uit numele, tot de-al chema capitan. Uitați-vă la mine, de azi înainte eu sunt Dumnezeul vostru. În 6 luni de zile am terminat cu asta. Ne-am ieșit afară, ne-am îmbrățișat, era noapte, întuneric. Cântând, am venit cam 2 km aproape pe jos și pe urmă ne-am despărțit. Când am ajuns acasă, era noapte, mama nu se curcase. Găseam totdeauna citind în Biblie și m-a întrebat aceea, era tot plin de sânge, n-am știut, că n-am văzut. Și am spus, zic, uite ce s-a întâmplat. Și ea mi-a zis, zice, dragul mame, ăsta e numai începutul. Și am întrebat, o profeție pentru mine. Și spun lucrul acesta pentru dumneavoastră, care sunteți tineri la început de viață, nu veți regreta niciodată. Am 91 de ani și 6 luni și la capăt de drum, la capăt de călătorie. E un mare har și o mare binecuvântare că mâna Domnului, puterea Lui și părtășia și dragostea frățească și ascultarea de părinți și mai ales de cei credincioși, au fost sfaturile, îndemnurile, povețele care ne-au dat imbold și îndemn tinereții de atunci și pe care n-am părăsit-o nici acum, pentru că dragostea nu îmbătrânește. Surorilor și fraților, dacă ne iubim pe Domnul, ea este bucuria că ar trebui să stăm necurmat ca să pătrundem în toate tainele, nu în tainele pe care nu le putem înțelege, în tainele pe care le trăim, zi de zi, cele pe care nu le cunoaștem, ce să facem, cum să trăim și cum să trecem prin ele. Și așa, până am ajuns în armată, în 1948, atunci s-a dat o hotărâre sub influența Partidului Comunist de atunci, desfințarea tuturor asociațiilor. Din biserică era Asociația Femeilor Creștine Ortodoxe, Asociația Sfântul Gheorghe și Asociația Oste Domnului. Ori s-a dat decretul și de atunci a început urmărirea tuturor celor care nu s-au supus. Ori la noi atunci a început Oste Domnului. I-au dat decretul să desfințeze la noi din același an, din 48, într-un an de zile, am fost 40 și ceva de suflete în sat.
Aportul cel mai mare l-a avut mama mea, ea făcea prescuri la biserică. Și veneau săptămânal, așa cum se obișnuiește la biserică, și parastasa, sau cum erau atunci, cum e și acum. Ea cu fiecare femeie care venea de satul mic, numai de 60 de case, ea le spunea, ne cunoșteți asta. Vă știți cum am trăit până acum? Am trăit în păcat, în fără de lege, am făcut ce am făcut de astăzi la Domnul. Și într-un an de zile, 40 de femei de la noi din sat, toate au murit pe rând. Și mai este rămășiță, nu mai suntem mulți. În jur de 20 de ani, 14, 15, vin la adunare. Asta spun nu ca un fapt divers, ci ca un... să ne deputem da seama cum poate să lucreze Dumnezeu în viețile noastre. Și în armată, atunci aveam Biblia care era prietenul nedespărțit. Mergeam la plug cu Biblia, mergeam la pădure cu Biblia, oriunde era Biblia mai mică în buzunar și asta. Mi-aduc aminte, aram cu vacile pe brazi, întorceam de două ori holda care o aram și mă duceam la car și citeam 2, 3, 5 versete și o rugăciune și o cântare și asta era programul meu personal. Și în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu a fost rana și puterea și lumina vieții mele. Și când am ajuns în armată, tocmai atunci, cum spuneam, că s-au desfințat aceste asociații care erau în cadrul bisericii, a început lupta ateistă împotriva credinței. Și aveam 6 ore de educație politică și 3 ore de informație politică. Avea broșuri numai împotriva credinței, împotriva Domnului Iisus, fel și fel de mașinații, că i-au fost un fachir și minciuni grosolane pe care i-am măgea pe oameni crezând. Și eu m-am împotrivit, m-am încat și am spus că nu este adevărat. Și cei 50 de soldați care eram educați de un locotenent, toți soldații țineau cu mine, nu țineau cu el. Deci am ajuns în conflict vrând nevrând cu asta și el a fost mai tânăr, nici eu nu am prea multă experiență. Și mi-a spus, bagă de seamă că nu vreau să-ți fac rău. Dar până la urmă, și pe lângă asta, în timpul liber, mergeam, era la Brașov, în piața Prundului, lângă Tâmpa, este Biserica Sfântului Nicolae, acolo mergeam. Făceam 2-3 km până acolo, pe jos, și acolo am dat de niște surori de asta Domnului. Dar eu fost în bătrâne, nu știu, nu, așa cum au fost ele, dar veneau la până adunare. Și am o zi, o săptămână, în fiecare săptămână, adică duminică, mergeam și într-o lună s-a înghebat, pentru că Domnul m-a zestrat cu cântam frumos. Și eu cântam, eu mă rugam, eu citeam. Și părintele de acolo a spus, mi-a spus, frate Valer, zice, Dumnezeu te-a trimis la noi. În 3 luni s-a umplut biserica, venea lumea. O auzit. Și până aceea, vă spun toate aceste lucruri amănunte, cu mâna Domnului o pregăti terenul și locul și timpul și oamenii, ca să aducă la îndeplinire ceea ce trebuia să aducă pentru ei. În unitatea unde făceam, unde eram 1200 de soldați, o săptămână făceam curândul la curățenie, la toaletă. O toaletă comună la 1200 de soldați. Și eram o grupă de 10 militari și caporalul care ne comanda nu ne numea. Ne întreba, cine vrea să meargă acolo la toaletă? Eu am spus, eu mă duc. Prima zi, a doua zi, a treia zi, tot eu mă duc. Și, dar de ce?
acolo nu mă deranja nimeni. Acolo citeam, acolo plângeam, acolo cântam, acolo mă rugam. Acolo era biserica din inimă, nu conta locul. Pentru că altfel și nu erau soldați, se deranjează, nu venea nimeni. Și a treia zi a venit ofițerul care a fost de serviciu și nu a fost de serviciu la toaletă. Și ca păi zice, este unul mai mic, parcă îl cheamă Irinca. Și se trimite la mine. Și zice, vină la birou, să dai, mi-a dat o foaie almă și m-a pus să scriu ce spunea el. Ori având scrisul mai caligrafic și așa cum a fost și este și acum, mi-a spus, zice, de astăzi e fi furierul meu. Și mi-a dat cheile la zile și să fac curățenie. Acolo am găsit într-un ziar împachetată Biblia. Și pe urmă el mi-a spus, zice, că i-am spus, uite, am găsit Biblia. Și da, zice, mama mea a fost și ea la oaste. Și m-a protejat foarte mult. Până acolo a ajuns că mi-a dat voie să făceam bilete de voie la soldați și eu îi semnam numele lui. Și când a venit serbarea de la biserică, preotul a spus să fiu neapărat, că fără tine nu putem face nimic. Și a fost consemn în unitate. Și eu mi-am făcut bilet de voie și m-am dus la serbare. A fost minunat, frumos. Așa, na. Și vi l-ați semnat dumneavoastră? Eu semnam biletele. Aici semnam semnătura dânsului. Da. Așa, e perfect. Că... Și luni dimineața, când am venit, când fiecare luni dimineața se făcea raportul colonelului, comandantului. Toate unitatea fiind adunată în careu și nu a venit comandantul, a venit locțitorul politic și spune fruntașul Irinca Valeriu să iese în fața frontului. Și a început o preotărie spunându-le ce element sunt eu. Trebuie dat afară, trebuie luate măsuri, uite asta. Noi ne străduim să schimbăm societatea și ăștia să opun cu misticismul lor, cu rătăcirea lor, cu apodnicismul lor creștin. Și cât el vine la gură? Vreun sfert de oră. Și pe urmă zice, nu, acum spune-le tu lor. Dragii mei, au venit peste mine un foc. N-am putut să spun un cuvânt, dar am început să plâng. Și când m-am uitat, tot regimentul plângea împreună cu mine. El când a văzut efectul, a tras o jurătură și a plecat. Și a doua zi, că eu făceam și bonuri de alimente pentru toată unitatea și mă prezentam în fiecare zi la comandantul, care era colonelul. Și colonelul mă prezenta, sunt fruntașul Irinca Valeriu, pentru semnarea bonurilor de masă. Dar ce-ai făcut, mă, copile, mă? Uite, ai aici un raport, 10 zile de carceră. Ce-ai făcut? Spune-mi ce-ai făcut. Zic, domnul colonel a fost consemn în unitate și eu am avut bilet de voie și m-am dus, am fost la biserică. Zice, stai jos și poveste. Și am spus cu lucruri de amănunte, el se uita la mine, de când m-am întors la Domnul, așa cum mă spun și dumneavoastră, în momentul ăsta. I-am spus, cum, că, zice, mai, zice, tu, pe cine acasă, n-am numai mamă, sărfan, zice, n-ai să mai vezi pe mama ta, tu îți dai seama. Și i-am spus, de toată viața mea, până atunci, am avut răbdare, încă se mai ștergea pe la ochi, la toate. Și zice, mi-a luat biletul și mi-a rupt. Și de astăzi ești furierul meu. Mă gândeam atunci și zic, am ajuns ca Iosif în Egipt, de la o stare la alta. Bine pentru măsura și limita aprecierii. Asta a fost un eveniment mai... Pe urmă m-a scos din armată, și m-au trimis la București, la detașament de muncă și acolo comandantul meu a trimis un bilet la comandantul de acolo. Și el m-a pus la
un depozit de alimente unde eram liber prin București, nu mă întreba nimeni nimic când mă duc, când vin, și acolo eram la birou și la evidența alimentelor, aveam mașină de scris și acolo am bătut la mașină primii 50 de psalmi versificați de fratele Treandors. I-am primit prin cineva și mergeam, de exemplu, în delegație, comandam câte două vagoane de marmeladă pentru unitatea, unde erau 2000 de militari la muncă. M-a început atunci. Sau la Buzău pentru Arpacaș. Și acolo am găsit era un credincios baptist. Ne-am împrietenit și totdeauna când mergeam și duceam comanda semnată de colonelul, îmi dădea câte două lăzi de marmeladă. Adică 20 de kilograme de marmeladă. Când veneam la București, acolo mergeam la adunare la frați. Și la o familie care avea soțul închis atunci, dacă ați auzit de Burbrand. Da. El era închis atunci și mergea și la soția lui și ea împărțea și altă soră care era la biserica noastră, făcea porții și le ducea la bătrâni, la păticioși, la bolnavi și mergeam împreună. Ea le vorbea și eu cântam. Și multe mângâieri și multe mulțumiri și multă laudă Domnului. Și atunci am zis, de unde am ajuns și unde, cum am intrat în armată și cum am ieșit din armată. Și pe urmă, după ce ne-am eliberat, am continuat. În 52 m-am căsătorit cu soția și a fost tot în asta Domnului și a fost tot orfană. Și mama ei a murit la 29 de ani. A căzut și a alunecat pe gheață și a făcut ceva la creș și a murit. Și a rămas orfană de mică și tatăl a plecat pe front, avea doi frați. Și era și tată, și mamă, și cu vitele, și cu pământul, și cu școala. Și o întreba, cum te-ai descurcat la școală? Cum să mă descurc, zice. Puneam cartea sub pernă și mă rugam Domnului. Și am fost o premiantă. Și ne-am cunoscut la adunare. Și la nunta noastră, în 1952, acum 29 august se împlinesc, 64 de ani de atunci. Dânsa a trecut la Domnul de 9 ani. Și la nunta noastră a fost 3 nunți deodată, adică 3 miri și 3 mirese. Mai aveam o verișoară în sat care s-a căsătorit tot fără tată și căsătorit un băiat tot de la oaste, de pe lângă Turnul Severin. Și de la Reșter, pardon. Și sorcă să zice, facem și noi. Și era mai, nici noi n-am fost băgați, dar eu fost mai lipsiți decât noi. Și soția pe care o chema Aurelia, ea a avut o soră prietenă din Sibiu care n-avea mamă. Și soțul care l-a luat n-avea tată. Era orfan și de tată și de mama amândoi. Și așa că am făcut o nuntă, nuntă de aia care a rămas, a spus de pomină. Și fratele Treandor ne-a făcut o poezie, nunta celor 6 orfani. Dar la prima percheziție mi-a luat tot. Când m-au arestat, ne-au luat tot ce am avut, absolut tot. Și acolo, atunci, a rămas așa, nu puteți închipui. Dar bucuria și părtășia, la nunta noastră a fost și de la București, din multe părți, spunea
un frate că când s-a coborât din tren de la Semera s-a ridicat arcurile sus. Și a fost binecuvântarea de atunci. Așa mai lucruri, mai intime, dar vi le mărturisesc că și poate și dintre dumneavoastră n-aveți părinți, poate sunteți orfani sau chiar dacă aveți, dar de multe ori ești orfan cu sufletul, cu inima, când nu ai liniștea și pacea și bucuria și mulțumirea și satisfacția vieții spirituale sau curăției sufletești pe care trebuie să ne silim și să veseliți cu toții. Asta a fost până la căsătorie. După aceea a urmat adunări, fratele Dorz a fost închis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, 4 ani de zile și vizitam mereu cât s-a putut. În 1956, când s-a eliberat, au început anchetele și fratele Treanu a fost chemat mereu pe la Ministerul de Interne, aproape în fiecare lună, și în 59, în 3 martie, a fost arestat dânsul. Eu am fost în 2 iunie cu încă un lot de Cluj de 22. A fost lotul de Galați, lotul de Craiova, de Deva și Timișoara. În total 104 frați au fost la închisoare atunci. Acum, aici e episodul care urmează în cele câteva momente. N-am vrut să spun, n-am spus. Sunt lucruri care sunt lucruri mai intime și lucruri care se pare că atunci când ești pus în astfel de situații. Am fost condamnat motivul crimă de uneltire împotriva orânduirii sociale. Asta a fost motivul pentru care ne-au arestat. Pentru că a fost singura mișcare sau singura lucrare din țară, din toate bisericile, că toți au fost libere. Dar ei au avut motive pentru care nu i-am închis. Au compactat sau ce-au făcut, nu știu, nu judec pe nimeni. Dar pentru că la noi ni s-a impus și pe orice cale căuta să nu ne adunăm, pedepse, amenzi și totuși o continua. Păi era cu tinere de atunci, dacă mergeam pe tren la adunare, cântam, ne lua trenul foc sau în găr, unde stăteam? Cântam, ne avertizam, mai făceam, ne mai bătea câteodată. Da, drum. Atunci am fost condamnat și eu împreună cu frații la 7 ani de zile, din care am executat 5. Și am fost prima dată la securitate. Nu vreau să spun cât de rei au fost cei care ne-au maltratat și au procedat cum au procedat, ca niște animale, înfometați. Și nu vreau să spun nu cât de rău a fost ei, ci cât de bun a fost Domnul cu noi, că ne trecu prin cuptor. Și am ieșit din cuptor, am ajuns până aici. Nu s-a întâmplat, și-a zis capitanul, că în 6 luni de zile se termină oastea. Pentru că la 6 luni de zile, am uitat să vă spun atunci, l-au găsit mort în sediul siguranței de atunci mâncat de veră. Și când ne-au dus la gherla atunci cu ochelari, adică era sticlă neagră, dar în dos era tablă, nu vedeam, ca să nu vedem pe unde ne duce. Și legați unii de alții cu cătușe, când ne-au băgat la gherla, gardianul de acolo, pe voce de bariton, cât o putut, iată vine oastea, Domnule, aici vă rămân ciolanele. Și nu ne-au rămas șolanele. Acolo stăt toți acești 5 ani la gherla? Poftim? La gherla stați acești 5 ani? Nu.
No? Vreau să spun că acolo am fost duși de la securitate, dar la securitate s-a întâmplat acolo în timpul anchetelor. Ca să ne dăm seama când Dumnezeu are un plan de făcut, indiferent unde a fi. Eram în celule separate, pentru că nu trebuia să luăm legătură unul cu altul, când în timpul anchetelor ei ne cerea declarații pentru ca să ne formeze motive pentru care să ne aresteze, să ne condamne. Și vine într-o zi, acolo veneau noi. Eram în celulă, eram optinși și a venit într-o zi, introdus unul și s-a tot uitat prin celulă, știam că pe lângă deținuți erau și informatori introduși ca să ne tragă de limbă. Și eu l-am întrebat, dar de ce vă uitați? Și el zice, este vreunul aici, Irin Cavaler? Da, eu sunt. Zice, dar ce s-a întâmplat? Zice, eu vin din celulă cu fratele Dors. Zic, îi spun frate. Zice, eu sunt inginer olandez, am fost în țară, am construit o fabrică de conserve pentru casa regală și n-am apucat să ies din țară și m-au arestat și acum m-au prins în cursă. Dar când am fost cu Dors Traian și m-am uitat așa în celulă și dânsă zice, vină să spun ceva. Și dumneata le știi, trimis aici informator. De unde știi? Zice, nu-ți pierde sufletul, sărmane om. Nu vinde pe frații tăi de suferință. Nu-i vinde. Și mi-a spus de Domnul Iisus. Și mi-a spus, dacă mergi din alte celuri, poate gândești pe unui Irin Cavaler, zice, și din momentul când am stat 8 zile, am stat împreună, când mă sculam dimineața, trebuia să mă rog tare. Și să-i spun în Evanghelie până oricât ai spune, te epuizezi. Și cât am stat cu el în continuu, numai să-i vorbesc și să-i spun de Domnul Iisus. Deci nu s-a terminat, închisoarea nu putea pune piedică, nici foamea de acolo, nici toate câte s-au întâmplat. Apoi am fost mai morți în celulă. Eram 12 frați, și în total eram 100 de oameni. Noi, lotul de Cluj, care era lotul pe țară, costumația noastră era bluze de doc cu mânecă scurtă și pantaloni scurt de doc. Și oare iarna trebuia să ne dea și nouă de postat, pantaloni lungi și bluze cu mânecă, dar nu ne-a dat. Și printre multele măsuri trebuia să fie liniște în celulă. Dar noi și acolo am avut program zilnic, făceam curândul și citeam Biblia. Adică Biblia, cine era? Dacă ați auzit de un frate, Arcade Nistor, din Bucovina, de la Volovăz, de lângă Suceava, el era un om simplu, de la țară, dar știa aproape tot psalmi din cap. Evanghelia după ea una aproape întreagă și nenumărate capitole din cap le știa pe toate. Și atunci el, așa acolo, n-a fost niște amărâți plângăreți. Cântam și acolo ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. E, pentru că Domnul este Cel care, cum spuneam frate, trauma asta, zice, cu Iisus în celulă. Și asta mi s-a întâmplat personal, am să vă spun imediat. Și în felul acesta erau acolo 90 de intelectuali, general, colonei, profesori, universitari. Și când noi cântam, voi sunteți nebuni, cântați aici în loc să plângeți. Și pe urmă, la urmă, zic, Domnul, dacă dumneavoastră nu erați cu noi aici, eram deprimat. Stăteam lângă patul meu, era un ambasador care a fost în Franța, spune, domnul Valer, am avut casă la București, la Predeal, la Paris și am ajuns
să mănânc 90 de grame de pâine pe zi. Zice, îți mulțumit. Știți cum când cântam în surdiună, căci ne mai prindea că cântam și atunci ne punea pe burtă, pe mozaic, câte o oră, câte două, și ca să fie liniște, aplica astfel de pedepse. Și dacă nu erați dumneavoastră, aici nu știu ce ar fi fost. Atunci ascultau și ei. Unii spuneau, în viața mea n-am auzit. Am crezut și noi în Dumnezeu, că am fost liberi, când am putut ne-am dat la biserică, ne-am mai dus pe la restaurante, dar zic, aici ne dăm seama ce însemnează viața. M-am mutat la altă celulă și acolo trebuia un șef de cameră și frații oferi cel mai tânăr dintre toți frații cu care am fost, ceilalți au fost toți mai bătrâni. M-am spus șef de cameră, adică șef de cameră să face ordine, să fie disciplină, să fie curat, pe jos spălat, să se respecte programul, să nu stea nimeni pe pat, că de dimineața de la deșteptare până seara la stingere aveam o bancă pe care încăpeau 8 persoane. Restul stăteam în picioare, ne plimbam în continuu și discutam, n-aveam voie. Însă eu ne-o prins cântând și atunci eu deschis gardianul vizeta, șeful de cameră pe burtă. Și am pățit mai de multe ori și cântam ultima dată când ne-o prins, cântam împreună, crește-mi iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te ruga. Și după ce m-a pus pe burtă, de pe burtă am început să cânt singur. Frații erau în jurul meu, zic, o crește-mi iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te ruga. Gardianul închide, deschide ușa, se uite, tu urma la mine, o închis-o în cei de atunci, dacă speram, nu mă zis nimic. Nu ne-a lăsat în pace. Știți, cuvântul Domnului este o putere. Și eu mai obișnuiam, am învățat alfabetul Morse, de la securitate, m-au dus și o lună de zile, am stat singur într-o celulă cu scriitorul Voiculescu, dacă ați Vasile Voiculescu. Da. O lună de zile. A rămas o amintire, așa ne-am legat. Acum, el avea credință și era în felul lui cum era, dar și acum e altceva, parcă Iisus e altfel. Și el zice să te învăți alfabetul Morse, că ai nevoie de el. Și am învățat într-o lună de zile și atunci când mergeam în celulă, băteam dar altfel, pentru că o linie, două, sau două și una, și cum erau literele. Era mai greu. Și știam tot ce se întâmplă în tot celularul. Când cine a venit de afară, cum? Ei, și când ne-a prins, atunci o luam măsuri drastice. Dar s-a inventat altceva. Vorbeam cu cana la perete. Cana de aluminiu care o aveam fiecare, o puneam pe peretele gros de un metru și băteam în cană și dincolo răspundea cineva cu cana. Și așa vorbeam și tot întrebam de fratele Dorz și n-am putut nicicum să aflu de el. Că Dumnezeu a făcut minunea la penitenciar la Cluj, când ne scotea la aer, pentru că n-aveam aer, eram ampli ca zăpada, pentru că geamurile închise și dublu și cu jaluzele închise, făceam curândul la ușă cât era ușa de sus să facem respira, că n-aveam aer. Și din cauza soțului îmbolnăvii, mai mult și ne scotea în țarcuri făcute în curte, câte un sfert de oră ne plimba și pe urmă intram înăuntru. Și într-o zi când ne-o scos, când am ieșit deasupra țarcului la mijloc, că era un podium unde era gardianul care ne urmărea că n-aveam voie să stăm sau să vorbim unul cu altul.
Și ăla o adormit. Și în momentul acela, de unde a apărut fratele Vurbrand, el din altă cerulă, și Valer, că tu ești epidepsia crunt. Și am arătat că ăla a adormit în post. Și el mi-a spus, spune-i lui Dorz, tare că n-am declarat nimic despre el. Spune-i că n-am declarat. Dar caută-l pe Dorz și spune-i. De unde să fie? Și într-una din zile, când eram în cerulă la 66, când ne-au scos în țarc, fiind șef de cameră, eram ultimul, trebuia să ies. Ori trebuia să ieșim pas alergătorul. Printre noi era cum a fost un frate de lângă Galați, cu un drus, era bătrân și bolnav, și fratele Arcade, și încă un frate Rusu Cornel, de-abia se mișcau și slăbiți, epuizați de spectrul foamei. Nu vă dați seama ce înseamnă asta. Și eu luam cizme în fund, asta era porția de cizme în fund, de fiecare dată când ne scotea. Și într-una din zile când ne-a scos, eu m-am uitat că și ăsta dormea. Dormea în post, pe rezema, pe balustradă. Și zic că un frate pe Cupescu, care el era profesor, dar era condamnat ca și mine 7 ani, și m-a luat în brață, m-a ridicat și gardul la vreo 2 metri și vreo 20. M-am prins și m-am aplicat. Când momentul ăla trecea fratele Dior prin față. Și el se întâmplă și zic, lasă că la Dior ține Domnul în somn până termin. Și am spus și am avut de spus și el mi-a cerut acșață. Pentru că cămașa cu care am plecat de acasă nu mai era numai petecuțe. Dacă o spălam, stăteam fără cămașă până se usca și mai găseam, trăgeam sfoară, ață din saltea și ac am făcut din os, care era oase de acolo, de oase la ciopă care ne-o dădea. Și apoi luam câteva așchidea și îl ascuțeam pe beton. Și am găsit în scândură cui și am făcut ca un fel de sulă sau care tot până am făcut urechea și am făcut ac. Și ca să ne coasem, asta era. Și fratele Dorz mi-a spus, Valer, dacă ai, uite, n-am cu ce să cos, nu avem, așa. Era, ce să mai spun. Da, și asta e una dintre minunile pe care le-am văzut. Ei, dar atunci, n-am vorbit eu, un fratele ăsta bătrân nu mai putea sta în picioare, nu mai putea. Și am spus, spune-te într-un colț, că el se uita și urmărea, și sta acolo. Și o prins pe cineva din camera vecină, care vorbea, și a venit și a deschis și a văzut picioarele astea, cred că el vorbește. Și l-a chemat și zice, de mâna aici. Și eu am zis, nu domnule, eu am vorbit, nu am vorbit el. Și mi-a luat mâna așa și avea o bită de un băț de coadă de mătură și mi-a dat 4 lovituri. În 3 minute degetele toate s-au făcut așa. Și mi-a făcut raport 7 zile de izolare severă. Adică ce înseamnă izolare? Singur în cameră, era în luna decembrie, 4 suprapuse, da, numai un singur pat, dar așa era în toată închisoarea. Și fără saltea, fără pătură, fără perne, fără nimic. Și primele 2 zile nu primeam hrană decât un castron de apă caldă și o filie de pâine de 90 de grame. Și a 3-a zi, mâncarea normală, care era pacașul sau o ciorbă de fasole, samă de fasole, câte 90-100 de boabe. Și fratele Ricard, că și el a fost atunci în celulă și mi-a spus, Valer, să nu adormi, că îngheți. El, care a făcut ani de zile
de închisoare, știa, a avut experiență. Și am umblat 7 zile, fraților, n-am dormit, îmi vinea somn. Însă am cântat și mă rugat, n-am avut glas, nu puteam vorbi deloc. Și iar îmi venea și eram istovit complet, pentru că nici porția, rația care trebuia să am în 7 zile, numai în 2 zile mi-o dădea regulat. Și a 5-a zi s-a deschis vizeta și a apărut o jumătate de pâine. Pâinea era de 2 kg, ca 1 kg de pâine. Și s-a închis la loc și m-am uitat și mi-a venit în minte o poezie de-a fratelui Traian din Ghena, când a fost el prima dată în 1952-56. Vezi pâini, vezi mese întinse și când se mânci, dispar. Mi se părea că alucinez, că am înnebunit, mi-am pierdut mințile, pâine. Nu venea să cred, mă pișcam de față. Ori, sănătos, nu mi-am pierdut mințile. Într-adevăr, a fost o jumătate de pâine. Și atunci mi-am împărțit-o. Dar era periculos altceva, dacă, că te și controla. Că de unde am, nu știu cum, cred că a pus-o cineva, că altfel nu se poate. O fi pus-o cineva, nu știu, Dumnezeu știe. Și am luat, am jumătate de ea mâncat și restul am dus-o în celulă. De ce? Pentru că aveam 3 bolnavi. Fratele Arcadie, fratele Rusu Cornel și fratele Ricard. Avea TBC osos și TBC pulmonar. Și el, de fapt, asta avea obicei, el știa că în celulă când ești cu Domnul, Domnul de ceva. El de ce m-a întrebat? Pentru că el a făcut o poezie pentru fratele Dors când se va elibera de 240 de strofe, care tot o ținea în cap. Omul acesta știa 13 limbi, cursiv le vorbea. Și mă întreba, Valer, ce ți-o dat, Domnul? Spune ce ți-o dat. Ce să-mi dă el? Uite, mi-a dat să-ți aduc pâinea asta. 100 de oameni s-au ridicat în picioare și așa, au respirat. Nu venea. Și de unde și cum? Zic, și dacă mi-ar fi spus, nu vă spuneam. Dar nu știu. O apărut pe vizită și în momentul când am primit-o, m-am gândit că am și eu și aveți și voi. Că în fiecare zi, 2 dintre frații noștri ne dădeam porția de pâine pentru frații, ca să aibă ei mai mult, că să se hrănească. Și, dar minunea cea mare, cât am umblat 7 zile în continuu, înghețam, dacă nu. Fără să dormiți 7 zile? 7 zile. N-ați dormit? Nu. Dacă înghețam, pe geam era luna decembrie și viscolea, nu avea un geam, o sticlă. Și viscolea zăpada, mi-a rupt cămașa de spate să pun la degeaba, că n-aveai cum să o aghezi, să faci, să se. Și am umblat 7 zile în continuu, de am spus că nu mai puteam. Și venea somnul așa, dar nu, m-am silit, m-am rugat în continuu. La un moment dat simțeam cum Domnul se plimbă cu mine prin celulă. Acum, și se spune, n-a fost, nu mă laud că, dar a fost simțământul meu în neputința și slăbiciunea care vedeam că se, tot mai mult, tot mai tare și era girul. Diceam și cu bluză de mânecă de doc și cu pantalon scurt în condițiile alea. Și când mi s-a părut că mai distrus, aproape de capătul răbdării, Domnul mi-a dat
cu gândul la frați, o poezie. N-am fost poet, n-am scris, dar acolo am memorat și mi-au venit două poezii din partea Domnului. Una pentru frați. Și vă spun și acum. Cântați, cântați cu toată bucuria, acesta este adevăratul har, să suferiți ca el și până la capăt, biritori și veți pe calvar. Cântați mereu, căci lacrimile multe pe care le-ați semănat plângând sunt snopi grei cu roade îmbelșugate pe care îi veți ieșera în curând. O, frați iubiți, să nu vă temeți, mai tari, mai hotărâți în legământ, a voastră este suferința astăzi, al vostru fiva mâine cerul sfânt. Și cealaltă a fost o poezie de mulțumire. Îți mulțumesc, Iisuse Doamne, că în locul plânsului amar, din fundul inimii zdrobite, primit am bucurii și har. Îți mulțumesc că în toate acestea ești numai rai și primăveri, căci Tu le aduci pe toate în viață, izvor etern din mângăieri. Ținați pe aripi de rugăciune iubirea sufletului meu, aceasta-i ultima încomoară și ce jertfiesc prin orice greu. Și așa a trecut cele 7 zile între viață și moarte. Însă, Domnul, cel care ne poartă de grijă, mi-am adus aminte de una din poeziile fratelui Dors, care spune: Tu fii tare că în ziua încercării e alegerea ta pentru har, strălucit ești în haina ocării când te urci răbdător pe calvar. Tu, cătușile atunile sărută, rugător pentru cei ce le-au pus, când cerească răbdare tăcută, semănavei atunci cu Iisus. Mai este o strofă în mine. Și a stat 7 zile pedepsit pentru ceva care n-ați făcut. N-ați vorbit dumneavoastră. Eu am vorbit. Ați vorbit? Am vorbit, dar... Deci ați recunoscut că eu am vorbit. Pentru că de ce se ia fratele Nevă, vinovat, bătaie și bătrân și bolnav, când eu am vorbit. Și alte întâmplări din asta în care am văzut mâna și puterea lui Dumnezeu. Și de acolo asta a fost la Gherla. Apoi în colonie, la Luciu Jurgen, la Badoei, am fost duși pentru Digu, care se făcea protecție la Dunăre. Acolo am stat 4 ani de zile și eram în colonia aceea vreo 2250 de deținuți, de toate coloritele. Și preoți greco-catolici și ortodoxi de toate neamurile. Baptism din Salat a fost mai puțin. Dar a fost din Biserica Reformată, acolo ia o mișcare, cum e asta Domnul Biserică, mișcarea betanistă, așa, nu știu dacă știți. Din ei a fost și cu unul dintre ei am și în celulă. Și din toți ăștia nu a fost niciun electrician. Eu m-am prins, n-am fost, eu eram lăcătuș, dar am știut lucruri și instalații, reparații, așa mai puține. Și eu am fost singurul care m-a întrebat, cine se pricepe? Păi am nevoie de electrician pentru că era cordonul din afară și interior care trebuia luminat și se mai defecta și așa că am fost și eu la Dig, am fost o parte un timp și o parte și la Prașă, numai ca să vă dați seama care ați fost, sunteți de la țară. Porția, ca să ți-o faci, era 2500 de metri pătrați, deci un sfert de hectar de pământ la Prașă. Și dacă pe rândul care mergeai găseam în fir de pir sau de lobodă, sau, trebuia să te duceau pe burtă până să-ți mulci cu gura. Așa severitate era. Și la Dig săpam, erau 3 metri cubi de săpat, eram o echipă formată din noi, unul sapă și celălalt care cu roba. Și se urca pe Dig la 50 de metri cu roba.
Eram în echipă cu bunicul Aurelia, patru ani de zile am dormit în pat. Și am făcut norma, s-a îmbolnăvit odată, nu mai putut. Și i-am spus, stai jos, eu m-am acoperit cu mantaua și era frig iarna. L-am acoperit cu mantaua și-o vin gardian, mi-a dat un picior în spate, nu bateți, domnule, că e bolnav, hai să-ți facă norma. Faci norma, tu? Zic, eu fac. Și nu mă pot spune, așa cum m-am amintea pe urmă. Mergeam și am săpat 6 metri cub de pământ și am cărat cu roba. Mergeam tot alergând și cu roba în sus. Și eu m-am mirat, cum, de unde? No, omul e mic, 1,60 m. Și mai slăbuț cum eram atunci, dar Domnul când e, trebuie să pătimim, ne dă putere și răbdare și încredere și forță să trecem peste toate biruitori. De aceea cine mă caută din toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Și iată-mă aici, cu ajutorul Domnului, să ajung în aceste locuri unde nici n-am visat, așa de frumoasă cum e locul, unde ne-am întâlnit aici în biserică. N-am știut unii de alții. Dar Dumnezeu nu nimic face întâmplător, pentru că vă iubește pe toți și vrea ca toți să fiți mântuiți și să nu vă pierdeți sufletul în iadul zilor prin care trăim. Nu vedeți ce se întâmplă în lume? Forțele răului, pe toate căile caută să ne fure tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce e plăcut, tot ce e armonie, tot ce e dragoste, tot ce e pace. Și ne lasă, uite, ne lasă cu mâinile, cu sufletele și cu viața goală și pierdută. De aceea eu mă rog Domnului și mă rog mai ales pentru tineri. Totdeauna am fost în mijlocul tinerilor. Mi-a plăcut, pentru că am fost tineri și sigur ce câștigăm la tinerețe nu puteai câștiga la bătrânețe. Că ceea ce am câștigat în felul acesta aici, aceea rămâne. Putem să mergem spre sfârșitul care ne este pus înaintea tuturor. Nu știu când, nu scrie nicăori că se moare la 90 de ani. Eu sunt favorit, pot să spun, că am ajuns prin câte am trecut la vârsta aceasta, lucru pentru care îi mulțumesc Domnului. Și legământul care l-am făcut cu Domnul, cu orice față întâlnită, tot fratele Traian, din mijlocul neputinților, el a scris pentru toți, și pentru bătrâni, și pentru tine, și pentru bolnavi, și pentru sănătoși, și pentru bogați, și pentru săraci. Și are într-una din, pe lângă multele poezii de bucurie, de pace, atunci spune, și simt cum inima îmi se curmă în zbateri tot mai ostenite, ca fâlfâirile din urmă a unei aripi rănite. Căci mult rudit am vieții cale, tot mai cu greu cărarea suie, cu bine în mâna ta, Iisuse, sfârșitul slujbei să-și-l puie. Nimic n-am împotriva nimănui, nici gând, nici dor, nici răzbunare, în toată inima mea nu e decât odihnă și împăcare. Ori toate aceste stări sunt posibile pentru toți, pentru că Domnul ne iubește pe toți deopotrivă. El, înaintea Lui, suntem toți la fel. Suflete, pentru că El a vrut și vrea să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. De aceea îi mulțumesc Domnului din toată inima că mi-a ajutat să ajung până aici și am răspuns fără ezitare că frățiorul meu drag, care nu vede, dar el vede altceva. Este o cântară, cântăm, o, tu mi-ai dat vederea, dar și chiar și fără ea, eu te-aș vedea pe tine mai frumos, mai minunat, mai strălucit, așa cum ești. Mi-a spus că, uite, a făcut propunerea aceasta. El a fost pe la noi pe acasă și vine pe la noi. Ne întâlnim de nenumărate ori pe la diferite adunări unde mergem împreună. Pentru că programul nostru de voluntariat de astăzi, a celor care consimt liber și din toată inima să-L slujească pe Domnul, să formăm o armată, de-aia îi spune oasta Domnului, oasta care luptă împotriva păcatului și stricăciunii.
împotriva alcoolismului și deablagismului și celelalte păcate, că ți-e și rușine să le și vorbești despre ele. Și un sfat, un îndemn, spus cu blândețe, cu bunătate, cu îngăduință, să-i putem ajuta pe cei de lângă noi, toți frații noștri, care merg grăbit pe calea pierzării. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, că ne-a iubit și ne iubește atât de mult, vrea ca niciunul să nu ne pierdem viața, să nu ne irosim tinerețea în lucruri care nu satură, care nu ajută, care nu dau pace, care nu dau liniște, deci împotrivă. Aduc atâtea, câte turburări, tineri care nu ascultă de părinți, fug de acasă, se duc. Vă închipuiți ce durere rămâne în urma tuturor acestor lucruri. Da, Dumnezeu, Domnul Iisus, de aceea cu pilda aceea cu fiul risipitor. A plecat de acasă, a cerut partea și s-a dus. Dar la urmă, nu-i nicăori. Ca la sinul mamei, ca la vata caldă a casei părintești. Nu-i nicăori. Și tot așa, nu-i nicăori în lume ca la casa Domnului. Aici unde e har și pace și bucurie și binecuvântare și siguranță pentru viitorul nostru. Că aici nicio putere, nicio știință din lume nu poate să dea și să facă ceea ce a făcut Domnul. Și vreau să închei cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Epistola Apostolului Petru, 1 Epistolă cu capitolul 2. Sunt multe sfaturi și asemănări. Și Apostolul Petru avea pentru creștinii de atunci. Și pentru că creștinii de atunci, credința de atunci și credința de astăzi. Nu sunt mai multe credință. O singură credință, un singur botez, un singur Domn, un singur Mântuitor. El e singur pentru toate veacurile până la sfârșit. Numai lumea spunea, acum nu mai ca atunci. Mai ca atunci. Și atunci a fost Babilonia, și atunci a fost păcat, și atunci a fost diavol, și atunci a fost rătăcire, și erezie, și amăgire, și necredință. Dar a fost și credința, așa cum credința care ne-a fost dată ca prin ea să le biruim pe toate celelalte. Și spune capitolul următor, pentru că suntem în lume. Zice, lepădați orice fel de răutate, de pismă și de prevedire și orice fel de prefăcătorie. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de el. Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Pun tot și pe onorează de la început. Și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți un lăcaș sfânt al lui Dumnezeu, un popor ales, un neam ales, o împărăție împărătească și să îl puteți sluji pe Dumnezeu pentru vece vecilor. Deci, să venim iarăși la ca niște prunci născuți de curând. Toți am fost prunci care a trebuit mai întâi să ne hrănim cu laptele mamei ca să creștem, să ne păstrăm viața și să creștem sănătoși. Luați laptele domnicești și curat, adică cuvântul lui Dumnezeu. Să ne hrănim, el este hrana pentru suflet. Nu știu cât aveți testament sau Biblie, sau cât citiți din cărțile sfinte. Nu știu, nu vreau să intru în sufletul nimănui. Numai vă spun aceste lucruri, cum lângă noi stau comorile, stau binecuvântările, stă cerul și noi trecem pe lângă el și el pe lângă noi, fără să știm. Și ne trezim la bătrânețe cu mâinile goale, cu sufletul gol și cu viața pierdută. Ca niște prunci, după ce am venit la Domnul, după ce ne-am hotărât pentru el,
suntem prunci, copii, nu știm nimic. Venim din întuneric într-o altă lume a luminei, unde n-am învățat aceasta. Cei care au învățat-o în seminare vorbim. Și acolo nu a citit și de multe ori poate să nu afle suficient sau destul sau pentru totdeauna. Dar ea ne informează, ne spune ce-i sufletul, ce-i viața, ce-i moartea, ce-i veșnicia și acolo învățăm. Și de aceea spunea, ca niște pruni născuți curând să doriți lapt dacă nu dorești, cu un copil dacă nu dorește, nu-i place, orice ai face, nu, respinge, chiar dacă nu știe să judece. Să curat, dornice și curat să doriți acest lapte, cuvântul lui Dumnezeu. Și prin el se crește spre mântuire. Și dacă ați gustat că este bun, apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni și aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi apoi, ca niște pietre vii, nu mai suntem inimi de piatră, nesimțitoare, care nu gândesc, care nu trăiesc, care n-au pacea și bucuria și cunoașterea lui Dumnezeu. Ca niște pietre vii, ai templu, biserica aceasta, iziduri, poate să fie o biserică moartă, dacă nu este suflet, nu este viață, nu este putere, nu este binecuvântare. Zicea că dacă vreți să ne cântați ceva ce cântați în închisoare, acolo când ați stat pe burtă. Rămâna pentru tine. În slujba ta, Iisuse, de tine-am pornit. Îndreaptă-ne tu pașii pe drumul tău slăvit. Cu a ta putere umple cuvântul cel purtă lumină și iubire mereu să se mână. Lumină și iubire mereu să se mână. Să ducem până la moarte mărturisirea ta, în slujba mântuirii învredniciți de ea, ca la sfârșitul luptei măreții minunat să moștenim răsplata spre care am alergat. Domnul să ne ajute, să vă ajute și pe dumneavoastră să poate ne mai întâlnim, zic, totul e posibil. Vă mai invităm. O să vă mai invităm la Cluj. Dacă Domnul mă mai ține și cred că mă ține, că numai ca să ajung să mă cânt. Nu știu dacă ați observat că cei care mărturisesc pe Hristos, de exemplu, sunt convins că de cei care temnicerii nu mai trăiesc niciunul. Și cei care au trăit bine și care... Ce bine ar fi ca toți de aici. Va veni vremea, fraților, când totul va avea un sfârșit. Și de aceea sunt așa de multe frumuseți pe care, în care n-am pătrus, numai când am trecut prea, ne-am născut de a Domnului Iisus, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ori aceste lucruri, de exemplu, cum spune în altă parte, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, nu după cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ce altceva să vină să ne mai spună? Ce înger din cer să vină
Nu vine, pentru că ne-au lăsat scrisă cuvintele Lui. De aceea să ne spună, în altă parte spune Apostolul Pavel, scrie unui tânăr Timotei, te rog ferminte, era ucenicul lui pe care l-a crescut, pe care l-a povățuit, te rog ferminte înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Ceartă, mustră și îndeamnă cu toată blândețea. Nimeni să nu te disprețuiască. Propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp, căci va veni vremea când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor. Dar tu, fii treaz, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci clipa plecării mele este aproape. Fraților, sunt cuvinte, de multe ori ni se par aspre, dojenitoare, dar sunt folositoare. Ceartă, mustră și îndeamnă, fiecare ați avut și aveți o mamă sau un părinte. Și știți, de multe ori, că atunci când am făcut bine, a fost nuiaua, dar acum dacă dai cu nuiaua, se vede că te pedepsește legea, așa e făcută legea, ca să fie cum nu trebuie. Că spune, când nuiaua nu stă scris la ușa minții, râde bucuros copilul, dar la urmă plâng părinții. Că nu iau, îi ruptă din cer. Așa că să nu vă supărați când părinții, poate mai zic, și motivați. Și că ne vreau bine, nu că ne vreau rău. Așa și Domnul ni le spune, pentru că ne vrea mântuirea noastră și nu pierzarea noastră. Domnul știe pe fiecare. Ar fi bine ca acum toți, haide fraților, să ne hotărâm cu toți, de azi înainte să slujim din toată inima, să fim o oștire, un ascor care să mărturisească peste toată împotrivirea celui rău, ca să nu se ducă vestea cea bună a mântuirii, să nu-i scoată pe oameni din întuneric, pentru că el își pierde oștirea. Așa ar trebui. Și cred că e posibil. Și spun asta de ce? Am fost ca și frățile voastre. Am avut 21 de ani. Atunci am început să intru. Atunci am început să iau țigara. Dar n-am fost. M-a durat puțin. Dar ca tineri, te timp unul din altul. Ia și bea, să vezi cum ia și fumează. Și la serviciu, a doua zi, am făcut legământ, a fost sâmbătă seara și luni dimineața m-am dus la serviciu. Aveam și eu, ca toți tinerii atunci, tabachere de argint, dar o țigară pe zi, când mă îmbiau alții. Dar era. Și colegii nu mă iau țigară, da, zic, haideți aici că vă dau țigară. Și aveam un ciocap pneumatic și am pus tabachere acolo, eu crezut că glumesc. Și când am apăsat, împrășteat-o. Ce faci, mă? Stați în loc. De astăzi nu mai sunt prieten cu voi. Nici la pahar, nici la țigară, eu m-am hotărât pentru Domnul. Din prima zi. Asta le-am spus-o. Și în ziua aceea, Domnul mi-a ajutat de a mă ajuns până aici. Da. Vă mulțumesc că ați ascultat și poate am mai scăpat multe lucruri, că sunt multe de spus. Mai ales din Evanghelie, sfaturi, îndemnuri, povețe, pentru tineri. Spune fratele Dran, nu ți-a fost prieten Duhul Lumii? Te-a amăgit de azi pe mâini și după ani de amăgire nimic nu ți-a lăsat în mâini. Nu ți-a fost nici copilăria prieten credincios curând, s-a dus trăină către alții și gol te-a părăsit plângând. Nu ți-a fost prieten cu credință nici tinerețea cum ai vrut, nici sănătatea, nici norocul. Un singur prieten a avut. Dar pe acela unul singur l-a ascultat cel mai puțin și l-a urmat cel mai din urmă. Și totuși, încă el așteaptă ca în sfintele păreri de rău să prețuiești a lui iubire cât mai așteaptă în pragul tău. Deschide singurului prieten, plângându-ți vina ta cu omar, căci dacă și el se va duce, poți plânge în veci, va fi în zadar. Slăviți să fie Domnul!
puteți să ne spuneți o întâmplare legată, care a trăit-o dumneavoastră, legată de 20 iulie, de Sfântul Proroc Ilie? Da, da. Eram în colonie, da, asta mi-a scăpat. E foarte interesant și asta. În colonia, acolo unde eram, fiind electrician, mă trimitea sub gardă cu doi militari înaintea lor. În iulie deja era porumbă mare, în Bărăgan. Și la casele gardienilor, unde era, lăsau o notă să meargă, să trimite electricianul, că s-o striga ceva, un bec, o dulie, un întrerupător sau altceva. Și am fost la multe case. Dar în fiecare loc, ce se întâmplă? N-aveau, civilii aveau consemn. N-avea voie să vorbească cu noi, cu deținuții. Un gardian a dat o țigară la un deținut și a fost condamnat 2 ani de zile pentru asta. Așa sever a fost în privința asta. Adică să n-avem nicio legătură cu cei de afară. Și la un moment dat nu au mai venit 2 soldați. Cu mine, care mă escortau până la locul la casa unde trebuia să mă duc. Și numai unul. Și în ziua aceea de 20 iulie 1960, nu niciodată, pe drum soldatul mă întreabă, de ce ai fost închis? Păi zic, pentru credință, pentru asta, Domnule. Eu zic, cum, Doamne, nu așa, ce că dumneavoastră sunteți aici, toți criminali, că ați mâncat copii și așa mai departe el. Și eu zic, uite-te la mine, am mutră de criminal. În fine, am ajuns acasă, la casa aia unde trebuia, era tocmai la a comandantului militarilor, care era securitatea, cordonul care apăra colonia. Și m-am urcat, instalația era prin pod și oriunde am intrat am început să cânt. Și știu, mi-a venit un dor de... cum să nu-ți vine? 5 ani, nu te vezi unul cu celălalt. Vine dorul și mi-am adus aminte de... Este o cântare din plângerile lui Ieremia, dacă o știi. Adu-ți aminte, Doamne, și versurile spune așa, și cântarea, dacă mai pot să o cânt. Adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat și vezi-ne o cara cea grea de neîndurat. Ca noastră moștenire trecute la străini și cei din altă țară, a noastră casă țin, ca văduvene mama, căci tatăl nu avem, plătite lemne ardem, plătite lemne. Plătite lemne ardem, plătite lemne. În fine. Și pe lângă asta alta, nu aveam timp cât să stau. Am cântat, m-am rugat, la un moment dat, soldatul s-a urcat pe scară în pod și zice, vreau să stau și eu aici. Mi-am dat seama, s-a întâmplat ceva. El, care era militar și avea conceptul că noi suntem toți criminali, s-a urcat și la un moment dat zice, mi-e cam somn. Păi zic, pune capul pe armă că te păzesc dacă vine cineva. Și a stat că s-a stat, s-a coborât jos, pe urmă s-a urcat soția capitanului. Și ea, până aici pe scară, zice, domnule, să nu mă spui. Așa, printre lacrimi, să nu mă spui, domnule. Pe ce să vă spun, doamnă? Acum eu știam ce vrea să spună. Să nu cumva să spun că a vorbit cu mine, că ea știa.
și nu vreau să audă la sau de soțul meu, care e așa cum e, un om rău. Nu, Doamne, fiți liniștite. Și atunci oricat, m-a dus, avea o jumătate de franzele, două cepe, cam 200 de grame de salam și cam tot atâtea de brânză de lemea. M-a întors pe dos, 20 iulie, în Sfântul Ilie, știți despre Sfântul Ilie, care a fost dus în pustie, unde l-au hrănit corbi, atunci când au plecat de la Sarepta Sidonului, care l-au îngrijit până când nu mai fost apă. Și corbii l-au alimentat. Și mi-am adus aminte, nu că nu mai eram așa de flământ, dar gestul în sine și actul în sine, în momentul acela, dar pentru mine. Și am început să spun, dumneavoastră, nu știi ce faci, Doamne. Zic, știu că vei frică, nu, aveți încredere că nu spun la nimeni nimic ce s-a întâmplat acum, dar răsplata care vei avea, uite, a fost un om și am explicat episodul cu Ilie în pustie. Zice, Domnul nu spune, eu am fost luată de la casa de la orfelinat de copii. Eu am fost educat în spirit comunist. Nu știu de Dumnezeu nimic, de Iisus Hristos, de Maica Domnului, numai ce aud așa. N-am auzit. Dar s-a întâmplat cu mine ceva acum, că nu pot. N-am putut să nu fac ceea ce fac. Și mi-am spus în mine, orice s-ar întâmpla, eu trebuie să fac lucrul acesta. Și i-am spus multe și am cântat o cântare. Ei au sit fiind jos, ori au zis că eu m-am rugat și cu voce tare. M-am rugat cu voce tare și am cântat tare. N-aveau cum să mă mai închidă, mai că nu mă mai trimiteau. Și am coborât jos și pe urmă mai stai și spune, plângea cu capul în palme, plângea. Și când am plecat, stăteau unul lângă altul și ascultau la criminalul care stătea în fața lor. Asta e puterea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în acel moment? Un om care n-a auzit niciodată, care n-a crezut nimic niciodată. În câteva, cât o durat, o jumătate de oră sau o oră, cât a stat eu în pod, s-a întâmplat din elementul ăsta, să schimbe inima ei. O altă întâmplare, când am fost militar, aveam un coleg, un camarad, tot din județul Hunedoara, tot așa mai mic ca mine, și s-a împrietenit și inițial n-avea tată și acolo te împrietenești. Nu era frate, dar atunci pe acolo în unitate mă ascundeam prin tufișe, erau niște tufe mai mari, unde citeam și mă rugam, mai eram cu un frate. Și el mă ruga totdeauna să îl rog să mă lase și el să stea. Și mă rugam, se ruga, el nu se ruga, că nici nu știa, nici nu au de unde mă ți-a aprobat. Și după 6 luni am despărțit, n-am mai știut nimic de el. Însă, după 35 de ani am primit o scrisoare de la el. Și zice, scumpul meu Valer, acum pot să spun frate. Și să spun, toți anii de până acum din viața mea. După ce m-am eliberat, am fost recrutat, am făcut o școală de partid, secretar de partid, și eu tăiam și spinzuram, dar am ajuns un bețiv notoriu. M-a lăsat nevasta cu 2 copii și într-o sâmbătă seară, venind de la un chef mor de beat peste deal, spre satul meu, spre casă, și am căzut mort de beat. M-am trezit în momentul când o roată de camion s-a oprit la capul meu. Și când am văzut în acest moment, mi-a adus aminte cum te-ai rugat tu pentru mine atunci când ne-am despărțit. Și ăsta a fost momentul convertirii mele și întoarcerii mele la Domnul Iisus. Și astăzi ești fericit, te îmbrățișești de mii de ori, că dacă tu nu-mi spuneai atunci, dacă tu ne semănai sămânța, și pe urmă am zis eu, iată ce înseamnă să seamăn sămânța. Sămânța
Apostolul Petru și Iacob spune, voi sunteți născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Sămânța asta, cuvântului, a rămas în inima lui și în mintea lui, până când a venit momentul când Dumnezeu a putut să lucreze la sufletul lui. Și de aceea, dacă ăsta o înveți așa cum a fost, cum spunea el, a ajuns într-o astfel de stare, Dumnezeu în bunătatea lui. Cum se îndure el? Până la nimeni, miile neam, așa este scris. Cum să ne lași el când ne încredem în el? Nu ne lasă. Cu niciun chim n-am să te păzi, spune Domnul, care are milă de tine. Și prin asta vă doresc din toată inima, Domnul să vă dăruiască putere. Și vă mulțumesc că ați ascultat. Și pentru mine mă bucur că ascultat. Dar frățile voastre, frățile de folos, nu sunt cuvintele mele. Eu sunt ca și frățile voastre, un om în carne, cu neputință, cu slăbiciuni, dar l-am aflat pe Iisus și în El am totul. Nu mai lipsește nici cerul, nici nimic, că El este și în cer și aici cu noi. Că dacă nu e aici cu noi și nu suntem aici cu El, nu vom fi nici în cer cu El. De aceea spune o rugăciune scurtă, pe care o recit, spus de Apostolul Pavel, pentru credincioșii din Efes, în capitolul unde este scrisă. Și mă rog ca Dumnezeu Tatăl, și mă rog ca Dumnezeul Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să puteți pricepe care este nădejdea slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginită tărie a puterii Lui cu care lucrează spre binele și mântuirea noastră. Apostolul Pavel se ruga pentru credincioși, Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă descopere El această putere și tărie prin cuvântul Lui și prin ce pe care ne-a trimis să ne spună și să ne mărturisească aceste adevăruri. Și vreau să închei cu încă un verset. Dumnezeul nădejdii să vă umplă de toată pacea și bucuria pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Mulțumim mult de tot. Cântăm cu bine se cu adevărat. Da. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și mai mare Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Mulțumim!